Cabinetul israelian a prezentat duminică o declarație prin care respinge recunoașterea internațională unilaterală a unui stat palestinian pe fundalul unor rapoarte conform cărora SUA promovează o astfel de măsură. Prin această declarație extrem de clară, premierul Benjamin Netanyahu sfidează în mod evident SUA. Cităm, Israelul respinge cu desăvârșire dictatele internaționale privind o înțelegere permanentă cu palestinienii. La înțelegere, dacă se va ajunge la aceasta, se va ajunge numai prin negocieri directe între părți fără condiții prealabile, se arată în comunicat care a fost adoptat în unanimitate. Israelul va continua să se opună recunoașterii unilaterale a unui stat palestinian. O astfel de recunoaștere în urma masacrului din 7 octombrie ar fi o recompensă uriașă și fără precedent pentru terorism și ar împiedica orice înțelegere viitoare de pace, se concluzionează în comunicat. Declarația de duminică a reafirmat punctele de vedere susținute de Netanyahu în conferința de presă de sâmbătă seara. Prăpastia dintre SUA și viziunile guvernului israelian pentru a doua zi din Gaza pare să se lărgească pe zi ce trece. Ca răspuns la poziția lui Netanyahu, administrația Biden urmărește tot mai mult ca Netanyahu să fie înlăturat. Forțele speciale din Khan Yunis continuă să opereze în spitalul Nasser și în zonele adiacente acestuia după ce au găsit arme suplimentare, au declarat forțele de apărare ale Israelului duminică. Forțele din unitățile de elită Maglan și Egoz au intrat joi în centru medical pe baza informațiilor că acolo au fost ținuți ostatici și că trupurile moarte ale unor prizonieri ar putea fi încă acolo. Presa israeliană spune că în interiorul spitalului soldații au găsit cutii cu medicamente cu numele mai multor ostatici care nu au ajuns la aceștia. De asemenea, în interiorul spitalului au fost găsite arme și peste 100 de persoane suspectate de activitate teroristă au fost arestate. Cabinetul de război al Israelului a decis să intre în Rafa aproape de începutul Ramadanului, să-l încercuiască pe Sinwar din toate părțile și de acolo să conducă negocieri pentru un acord de liberare a ostaticilor israelieni. În acest an, luna sfântă a Ramadanului pentru musulmani începe la prima vedere a semilunii în seara zilei de duminică, 10 martie 2024. Ramadanul este a noua lună a calendarului islamic. Este considerat o lună sfântă care onorează momentul în care îngerul Gabriel i-a dezvăluit lui Muhammed primele versete ale Coranului, Cartea Sfântă a Islamului. Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a acuzat Israelul că a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza și a comparat acțiunile IDF din Gaza cu acțiunile lui Hitler împotriva evreilor din cel de-al doilea război mondial. Cităm, ceea ce se întâmplă în fâșia Gaza nu este război, acesta este genocid. Ce se întâmplă în fâșia Gaza împotriva poporului palestinian nu s-a întâmplat aproape în niciun alt moment al istoriei. De fapt, s-a întâmplat o singură dată când Hitler a decis să-i omoare pe evrei, a susținut da Silva. Într-o întâlnire cu prim-ministrul autorității palestiniene Mohammad Ibrahim Stayef, în timpul unei vizite în Africa, el a condamnat unele țări occidentale cu privire la decizia lor de a opri ajutorul acordat UNRWA și a anunțat că țara sa își va spori sprijinul pentru Agenția pentru Refugiați. Mai mulți oficiali israelieni au respins criticile aduse Israelului. Ministrul de Externe Katz l-a chemat pe ambasadorul Braziliei în Israel pentru o audiere disciplinară. Liderul opoziției, Yair Lapid, a condamnat anunțul și a spus: "Președintele Braziliei a făcut o declarație rușinoasă care demonstrează ignoranță și antisemitism. Ar trebui să-i fie rușine." Camera Lozilor din Regatul Unit a dezbătut săptămâna trecută proiectul de lege legat de interzicerea terapiei de conversie, un controversat proiect de lege pe care guvernul conservator condus de premierul Rishi Sunak speră să-l adopte în lunile următoare. Propunerea nu are sprijinul tuturor membrilor Partidului Conservator aflat la guvernare și a fost criticată de mai multe organizații, inclusiv de Alianța Evanghelică. Una dintre principalele obiecții pe care le-a avut Lord Frost, un membru al Camerei Lorzilor, a fost că, cităm, conferă forță legislativă viziunii ca simpla audiere a opiniilor cu care nu sunteți de acord poate provoca în sine un rău și ar ajunge să întărească o tendință de control care este deja foarte evidentă în societatea noastră, făcând ilegală exprimarea unora dintre cele mai profunde convingeri. Lordul Frost a continuat spunând că legea va fi un pas către crearea unei ideologii de stat a principiilor aprobate și neaprobate. Legea ar face ilegal ca liderii religioși cu enoriașilor, părinții cu copiilor, psihologii sau psihiatrii cu pacienților să-și exprime unele dintre cele mai profunde convingeri. Mai mult, unii dintre acești oameni ar putea fi forțați să spună în mod public lucruri în care nu cred pentru a evita urmărirea penală.